Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Învață că se dorește cu Eugen Popa. În această seară vom vorbi despre autohipnoză. Este un subiect care mi este foarte drag mie. Chiar o să oferim și o să avem și o prezentare publică într-o săptămână, cred, despre autohipnoză, la care te invit. Autohipnoza, am scris de curând un articol foarte lung pe acest subiect, un articol care îmi place foarte mult, în care am căutat să prezint mai multe informații despre autohipnoză și despre cum ne putem folosi de ea. Însă, înainte să începem să vorbim despre cum ne putem folosi de autohipnoză, aș vrea să vorbim puțin și să ne clarificăm un pic ce este autohipnoza și ce poți face cu ea și cum o poți diferenția de alte tehnici, de alte modalități de lucru cu mintea ta. Ei bine, conceptul de autohipnoză sau regulile care guvernează autohipnoza sunt aceleași care de care știm și în ce privește hipnoza. Da? Deci este o tehnică de a comunica cu subconștientul, doar că unul dintre avantajele pe care ni le oferă autohipnoza este că putem să lucrăm autonom, da? De unde și autohipnoza. Pentru unele persoane acest lucru este un avantaj, pentru altele este un dezavantaj. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există o categorie de oameni, dacă vreți, care preferă să fie conduși, să li se spună, să fie ghidați în ceea ce fac, să li se spună trebuie să faci asta, acum și acum trebuie să faci asta și acum trebuie să faci asta altă. Și există o altă categorie de oameni care preferă să facă totul singur, să fie, dacă vreți, în control total a ceea ce se întâmplă. Autohipnoza este o unealtă perfectă pentru această categorie de oameni, pentru că le oferă, e ca și cum le dă frâiele, le dă volanul în mână, să spunem așa, da? Și le oferă posibilitatea să preia complet controlul asupra vieții lor. Ei bine, atunci când folosim autohipnoza, desigur trebuie să înțelegem cum o putem folosi și autohipnoza, exact ca și hipnoza, gândește-te la autohipnoză ca la o metodă de lucru în adâncurile ființei tale. Gândește-te la autohipnoză ca la o cheie care deschide această poartă a minții tale și apoi îți facilitează plantarea, însămânțarea, cum vrei tu să numești acolo, în subconștientul tău, în mintea ta, în adâncul tău, în sufletul tău, a ideilor și valorilor pe care vrei să le ai în viața ta. Când vorbim despre autohipnoză și vorbim despre modurile în care putem folosi autohipnoza, există nenumărate variante aici. O poți folosi pentru a te lăsa de fumat, pentru a scăpa de anxietate, de atacuri de panică, de fobie. O poți folosi pentru a avea o memorie mai bună, ce am vorbit săptămâna trecută apropo de memorie și despre puterea minții. Pot să mă folosesc de autohipnoză pentru a avea o putere de concentrare mentală mai bună, pentru a mă putea interioriza mai bine, pentru a am putea crește încrederea și stima de sine, pentru a mă elibera, pentru a mă scăpa de anumite obicei și dependențe, da, pe care le am față de diverse aspecte, da, cum ar fi alcoolul, țigările, băutura, așa mai departe. Pot folosi autohipnoza pentru a slăbi, spre exemplu, pentru a pierde în greutate, pentru o viață, de ce nu, intimă, erotică, sexuală mai bună, pentru atât de multe lucruri, da? Adică e ca și cum în engleză există o expresie, you name it, I got it. Adică, orice ai vrea tu să numești, autohipnoza te poate ajuta să obții acel ceva. Chiar mai devreme citeam un articol foarte, foarte, foarte interesant despre doi piloți care au zburat într-un avion care se încărca prin baterii solare, deci un planor foarte mare, un pilot și un copilot, și
au zburat de jur împrejurul Pământului, au făcut ocolul planetei în acest avion. Nu mai țin minte exact, nu mai îmi dau seama aici exact cât a durat acest zbor. Însă scrie aici că a durat, că a fost o distanță de 8200 de kilometri și că dintre cei doi care au zburat cu acest avion s-a antrenat foarte mult cu autohipnoza și spre exemplu la un moment dat a reușit să stea treaz 86 de ore făcând la aproximativ având aproximativ 20 minute de autohipnoză în mod constant, periodic, da? Deci a reușit să stea treaz 86 de ore, timp în care făcea tot felul de acțiuni și după aceea, din când în când, își lua câte o pauză de 20 minute de autohipnoză prin care își lucra cu el însuși. Autohipnoza este o modalitate care ne permite să plantăm aceste sugestii, aceste idei în mintea noastră și este foarte important cum le facem, cum facem acest lucru. Am mai discutat despre acest subiect, dar aș vrea să discut un pic despre diferența dintre autohipnoză și meditație sau dintre hipnoză și meditație, de ce nu? Și diferența principală este că atunci când ne raportăm la termenul de hipnoză sau de autohipnoză, automat acest lucru presupune o sugestie. Și anume, când vorbim despre a folosi hipnoza pentru a obține ceva sau pentru a rezolva ceva, sau când vorbim despre autohipnoză pentru a rezolva sau obține ceva, automat acest rezultat pe care îl căutăm vine în urma unor idei pe care vrem să le corectăm sau să le eliminăm, sau de ce nu să adăugăm niște idei, niște crezuri, niște valori în sistemul nostru de valori. Cum facem acest lucru? Prin sugestii. Deci atunci când folosim sugestii și când folosim autohipnoza, folosim sugestii automat. E bine, când vorbim despre meditație, în schimb, nu vorbim despre sugestii, ci vorbim mai degrabă despre o stare de interiorizare. Această stare de interiorizare se regăsește și în cadrul autohipnozei, desigur. Diferența dintre cele două, diferența majoră, aș putea eu să spun, de cele două, este că atunci când ești într-o stare de autohipnoză, ai o predispoziție, o deschidere față de sugestii, sugestiile pe care le primești, și le primești. Da? În timp ce în meditație nu lucrez cu afirmații neapărat, nu lucrez cu o deschidere către anumite informații, către anumite sugestii, ci mai degrabă caut să creez o stare de interiorizare, de retragere a simțurilor și de focalizare pe un singur subiect, pe un singur punct. Desigur, există o mulțime de modalități de meditație, de tehnici de meditație. Poți medita pe muzică, poți medita pe o culoare, poți medita cu un sunet, poți medita pe un cuvânt cheie, pe o idee. Deci meditația poate fi în multe, multe feluri, dar în toate aceste moduri în care se poate realiza meditația, în niciun dintre ele, de fapt, aș putea spune, nu avem această deschidere față de sugestii. Când vorbim despre autohipnoză, una dintre întrebările pe care le primesc în mod obișnuit este: când fac autohipnoză și vreau să îmi dau sugestii mie, cum să le spun? Că eu sunt sau că tu ești? Și aici cred că ține de fiecare în parte, în sensul că, spre exemplu, eu când folosesc autohipnoza, o folosesc la persoana ta. Eu sunt, eu fac, eu am, eu dreg, eu mai știu ce. Dar sunt persoane care nu se pot raporta așa, pentru că chiar dacă este vocea lor cea care este înregistrată și o aud în căști, cu toate acestea o percep ca venind din afară. Și atunci logica acestor persoane spune: domne, dacă vine din afară, este ca și cum este altcineva, chiar dacă este tot vocea mea.
Și am mai vorbit despre acest lucru la un moment dat și am spus că atunci când oamenii se raportează la ei înșiși în viitor și spun de mâine mă apuc sau de luna viitoare mă apuc sau de anul viitor mă apuc să fac, să dreg, să nu știu ce, de fapt în mintea lor, în creierul lor, ei se gândesc la acea imagine a lor, la acea proiecție a lor în viitor ca fiind altcineva. Da? Cu alte cuvinte, zona din creier care corespunde identității noastre de sine, care se aprinde când ne gândim eu acum fac sau eu acum sunt, este diferită față de atunci când mă gândesc eu voi face sau eu voi fi peste o zi sau peste o săptămână sau peste un an. Sunt două zone diferite. Și acea zonă, cealaltă zonă care se aprinde în beculețul, da, în mintea noastră când ne gândim că eu voi face ceva mâine sau peste o săptămână sau peste un an, este de fapt o zonă din creier care corespunde unor persoane foarte apropiate, care ca și cum ar fi niște prieteni apropiate sau familie, dar nu mai e aceeași zonă care se aprinde când mă gândesc la mine. Ei bine, acest lucru ar putea să susțină această idee că atunci când folosim autohipnoza, chiar dacă este vocea mea, chiar dacă o dau sugestii mie pe ce am eu nevoie, cu toate acestea, în loc să zic eu sunt sau eu pot sau mai știu eu ce, să ascult și să rostesc tu ești și tu faci. Cu alte cuvinte, să spune că vine Ionică și vrea să se lase, să vrea să aibă, nu știu, cu 10 kg mai puțin, să spunem, da, vine vara acum, Ionica al nostru duce la sală, trage de fiare, face sport și vrea să mai slăbească un pic. Și atunci Ionica ar putea să-și dea o sugestie de ceva de genul, să spunem că are 100 de kilograme și vrea să aibă 90, da? Și îți dă o sugestie de genul, am 90 de kilograme, sunt plin de viață, plin de energie, plin de putere, mă simt extraordinar. Asta e o variantă. Sau să spună, ești plin de viață, plin de energie, plin de putere, ai 90 de kilograme. Repet, ține de la om la om, trebuie fiecare dintre noi trebuie să găsească varianta optimă, cum sună mai bine, cum îți sună ție mai bine, sună ție mai bine să spui tu ești sau să spui eu sunt. Repet, în mintea mea eu îmi repet că eu sunt și într-un fel când aud sugestie, o sugestie din afară venind, oarecum mintea mea o ia și o asimilează și o integrează ca fiind personalizată. De asemenea, încă un plus la acest subiect, în această direcție, deci un plus pentru aspectul că sugestia trebuie să fie tu ești, chiar dacă vorbești despre tine însuți, este că atunci când vorbești despre tine la viitor sau când te raportezi la tine ca fiind în viitor, te raportezi ca fiind o altă persoană. Asta este un plus în această direcție. Pe de altă parte, în momentul în care tu auzi ceva, îți spune cineva ceva, o poveste despre el sau despre ea, pentru a putea înțelege ceea ce ți se transmite, trebuie să integrezi acea poveste în universul tău interior. Și chiar mai devreme, înainte să vin la emisiune, am citit o povestioară foarte drăguță, trimisă de un coleg și un prieten bun de-al meu, pe numele său Bob Burns. Mi-a trimis o povestioară foarte drăguță care se numește Ana din Amaria. Și în această povestioară vorbește el despre această doamnă Ana, care locuia în Amaria, care era un mare oraș din Imperiul Mesopotam, din Marea Mesopotamie, da? Și care era bolnavă și la un moment dat, prin orașul în care era ea, unde era ea bolnavă acolo, vine cineva și spune, n-ai auzit că există un domn care poate să ajute oamenii să-i vindece de problemele pe care le au. Și a spus, nu, n-am auzit. Care-i povestea cu acest om? Și a zis, păi uite, e la vreo 3 zile distanță de aici, dacă te sui pe catâr, te poate duce acolo, în vreo 3 zile ajungi, e undeva într-o peșteră, poți să te duci să-l vizitezi, să-l asculți. Dar tot ce-i de făcut este, de fapt ce spune, ce cere acest om de la cei care îl ascultă, este doar să se uite în ochii săi și să doar să-l asculte, să asculte timbrul vocii sale, să asculte intonația vocii sale, să asculte cuvintele și să dea voia celor cuvinte să
pătrundă în mintea lor, în trupul lor, în sufletul lor și astfel să dea voie acelor cuvinte să îi ajute să se transforme. Și atunci Ana ce-a făcut? Și-a strâns jucărelele, și-a strâns hainele și lucrurile pe care le avea, n-avea foarte multe, s-a urcat pe un catâr și a călătorit 3 zile până a ajuns la această peșteră. A întâlnit oameni noi, foarte frumoși, s-au dus, au intrat în această peșteră și dimineața a venit și acest om care a ieșit din peșteră, era acolo într-o zonă, înăuntrul peșterii, în semi-întuneric, și acest om a venit și le-a spus: Haideți să facem următorul lucru. Haideți doar să... Ce aș vrea să faceți acum este doar să vă uitați în ochii mei și să dați voie cuvintelor mele să vă ajute, să vă relaxeze, să vă calmeze. Și pur și simplu doar să fiți atenți la călcâiul piciorului. Și să simțiți această zonă de relaxare acolo, să simțiți cum călcâile se relaxează. Să vreți să se relaxeze, să-i lădați voie, să observați cum se întâmplă. De fapt, nici nu trebuie să vreți, trebuie doar să observi acum, în clipa asta, cum călcâile se relaxează. Și vreau să observi acum cum această relaxare urcă apoi pe tălpi și până în vârful degetelor. Și toată talpa este acum relaxată. Și apoi această relaxare urcă mai ușor, ca și cum are o curgere naturală în sus și urcă în sus pe gambe, pe tibie și relaxează piciorul și relaxează apoi mai departe genunchiul și doar observă și bucură-te de această relaxare care apare în trupul tău acum. Și lasă acum această relaxare să urce tot mai departe și bucură-te de ea tot mai mult. Și apoi, cu cât urcă mai mult, cu atât această senzație urcă și ea. Cu această senzație de relaxare devine tot mai profundă, ca și cum picioarele și coapsele și tălpile sunt topite complet, sunt topite total. Ca și cum se topesc odată cu ele și senzațiile neplăcute pe care le-ai avut și poate deranjul și stresul pe care l-ai avut și grijile pe care le-ai, problemele pe care le-ai călat până acum. Și acum lași această relaxare să urce tot mai departe, ca și cum relaxează mijlocul, abdomenul, pântecul și merge chiar mai departe, mai sus. Și relaxează întregul piept, întregul torace, întregul tău trup relaxându-se și apoi chiar poți să simți această senzație plăcută chiar acum, de căldură, de calm, ca un lapte cald cu miere care circulă și curge și topește întreaga ta ființă de bucurie, de calm, de plăcere, de relaxare. Și observă această relaxare cum curge tot mai mult în sus, acoperind umerii acum, ca și cum te scufunzi cu totul în această stare de relaxare și acoperind chiar chipul și părul și capul și gâtul și ochii și urechile până în creșetul capului. Și pur și simplu observă și simte și bucură-te de această relaxare pe care o ai acum, pe care o trăiești acum. Și lasă-o să fie acolo și dă-ți voie să plutești, ca și cum plutești într-un ocean al relaxării, ca și cum plutești într-o mare de relaxare, ca și cum însăși trupul tău devine expresia perfectă, completă, totală a relaxării. Și când ai această relaxare, e ca și cum toate grijile dispar. Când ai această stare de relaxare, e ca și cum totul se duce. Ca și cum totul se pierde. Pentru că această relaxare e ca și cum curăță și purifică și spală tot și toate din mintea ta, din sufletul tău, din trupul tău. Și poți să le simți acum cum se scurg din ființa ta, cum se curg din trupul tău, din mintea ta, ca și cum ar fi niște pietricele, ca și cum ar fi niște firișoare care efectiv sunt curățate acum și purificate și eliberate și descărcate de această relaxare. Și bucură-te de acest lucru și dă-i voie să continue să întâmple acest lucru. Ca și cum această relaxare continuă să curgă prin trupul tău și prin mintea ta și poți să rămâi cu ochii deschiși sau închiși, pentru că oricum ar fi te relaxezi tot mai adânc cu fiecare respirație a ta, cu fiecare expirație a ta, pătrunzând mai adânc în această stare de relaxare și cu fiecare expirație a ta, relaxându-te tot mai mult. Și pur și simplu bucură-te continuare de această stare și de ceea ce auzi, de ceea ce simți, de ceea ce vezi în jurul tău
și dă voie acestor sugestii să rămână acolo în ființa ta, în mintea ta, în trupul tău, doar dacă tu le dorești acolo, doar dacă tu vrei ca ele să existe acolo. Și când știi acest lucru, când știi că e această relaxare, vreau doar să reții acest lucru pe care ți-l spun acum, și anume această relaxare, această deschidere față de sugestiile pe care le-ai primit acum, este a ta, este naturală. N-ai nevoie să faci absolut nimic, ci doar să-ți dai voie să te lași purtat de mintea ta, de imaginația ta, să te ducă și să-ți creezi aceste experiențe minunate pe care le ai. Pentru că această poveste cu Ana din Amaria, care a trăit acum mii și mii și mii de ani, este aceeași cu experiența pe care ai trăit-o tu chiar acum. De calm, de relaxare, de eliberare, de descărcare, de purificare. Și Ana, după ce a terminat această ședință și a revenit după 5 minute, 7 minute, 10 minute cât a durat, și s-a simțit absolut fantastic, s-a simțit extraordinar, exact așa cum te simți chiar și tu acum, nu-i așa? Poate că e așa, poate că nu e așa, nu contează. Ce contează este că tocmai ai avut o experiență minunată, o experiență extraordinară de relaxare, de calm, de hipnoză cu ochii deschiși, pentru că pentru a putea folosi hipnoza sau autohipnoza, tot ce ai de făcut este să-ți dai voie să te lași purtat de imaginația ta. Și când spun acest lucru, o spun cu un scop mult mai adânc, de fapt, și anume, imaginația este cea care se află la baza vieții noastre. Imaginația te poate înălța sau te poate doborâ. Tot ce se întâmplă în viața noastră, în jurul nostru, se întâmplă datorită imaginației. Pentru că nimic din jurul nostru nu este real, nimic din jurul nostru nu este cu adevărat real. Pentru că tot ceea ce este real este înăuntrul tău. Exact cum spuneau și grecii în Grecia Antică, dacă nu există înăuntrul meu, nu există nici afară. Cu alte cuvinte, pentru ca eu să pot să simt sau să văd sau să trăiesc ceva anume, trebuie ca acel ceva să fie în mine. Dar în aceeași măsură pot să văd ceva în afară ce nu există de fapt cu adevărat și există doar în mine ca o teamă, ca o limitare, ca o frică poate pe care eu o am, iar aceasta să mă limiteze și să mă blocheze. Ei bine, tu știi mai bine decât atât. Tu nu ai nevoie să te lași blocat pentru că tu știi că imaginația este precum electricitatea. Ea nu este nici bună, nici rea. Ea doar este. Însă, când vorbim despre autohipnoză și când vorbim despre hipnoză în general și când vorbim despre lucratul cu mintea noastră, cu puterea minții noastre, de fapt, vorbim despre a putea să ne folosim de imaginație pentru a corecta, pentru a adăuga, înlătura, elimina, purifica, upgrada, dacă vrei, diversele aspecte din mintea noastră, calități pe care le avem sau pe care nu le avem, dar am vrea să le avem. Sau să eliminăm din viața noastră limitări pe care le avem în mintea noastră. Poate că vorbim despre limitări despre, când vine vorba despre bani, sau limitări vis-a-vis de relațiile pe care le avem, sau vis-a-vis de valoarea noastră pe care o avem. Toate acestea sunt limitări care există în fiecare dintre noi, într-o măsură mai mică sau mai mare, iar autohipnoza te poate ajuta să pătrunzi la acest nivel al sistemului de operare, dacă vrei, al minții tale și să modifici aceste lucruri. Și acum, când am spus despre sistemul de operare, chiar mă gândeam, uite, lucram la site mai devreme, la site-ul meu, și mi-am dat seama, în momentul în care eu vreau să pun ceva pe site, să transmit o informație sau să vin cu o ofertă pentru cei care sunt abonați pe site-ul meu, mi-am dat seama că sunt, de fapt, mult mai mulți pași care trebuie să făcuți înainte ca tu să vezi acea informație pe site. Pentru că asta presupune că trebuie să intru pe site, să scriu un articol, spre exemplu. Dacă vreau să fac o ofertă, trebuie să mă duc pe un alt site și acolo să fac oferta care apoi va apărea pe site-ul meu, astfel încât tu să o vezi. Ei bine, toată această muncă din spate, felul în care arată textul, felul în care sunt puse pozele, felul în care îți apar diversele imagini și informații pe site, toate acestea e ca și cum lucrez aici, în subconștient, pentru ca rezultatul final, cel de la exterior, cel de la
care este în interfața cu lumea întreagă, să fie într-un anumit fel. E bine, exact așa lucrează și mintea noastră. În loc să lucrez aici la suprafață, pot să mă duc și să lucrez aici în profunzime, pentru că știu ce să fac și și tu știi ce să faci. Ori de câte ori vrei să ai o experiență minunată, ori de câte ori vrei să schimbi ceva în viața ta, tot ce ai de făcut este să te folosești de imaginația pe care o ai, această fenomenală calitate, abilitate pe care o ai în tine, născută, înnăscută, este parte din ceea ce ești tu. Gândește-te așa, există, să spunem, ca un fel de două forțe, pentru că trăim într-o lume duală, nu-i așa? Subconștientul și conștientul. Aici, la nivel de subconștient, există acele crezuri și valori care s-au însămânțat, s-au împământenit, s-au programat în mintea noastră, înainte ca noi să avem o minte conștientă care să aleagă ce programe să existe. Ei bine, acum aceste programe există deja și ne influențează modul în care noi interpretăm și vedem lumea. Într-un fel, aș putea spune că această lume interioară are o forță și un impact și o influență mai mare asupra lumii exterioare decât invers. Uriașă chiar. Însă, cu cât noi înțelegem mai multe lucruri, cu cât realizăm mai multe lucruri, cu cât ne pică fisele, cum s-a spune, ne dăm seama că unele dintre aceste crezuri și valori pe care le avem pot fi, de fapt, foarte greșite, pot fi eronate. Și atunci ce putem să facem? Putem să intervenim și să le modificăm. În momentul în care una dintre crezurile pe care Costică le are este că pisicile sunt ceva de speriat, această sperietură apare în mintea conștientă a lui Costică ca un gând, ca o stare, ca o imagine, ca o idee. Mediul prin care această informație ajunge de aici, aici, este imaginația. De ce? Pentru că fără să vrea, Costică își imaginează cel mai rău lucru care se poate întâmpla legat de o pisicuță care e în fața sa. Ei bine, imaginația în acest moment este folosită de către anumite crezuri și valori, programe pe care Costică le are și imaginația este manifestată de la interior la exterior. În același fel, mă pot folosi de exact aceeași imaginație, doar că de această dată, fiind în controlul ei, manipulând-o, modelând-o, controlând-o cum vreau eu, astfel încât prin această imaginație să pot pătrunde apoi la nivel de subconștient și să fac aici aceste modificări. Și nu trebuie să fie o muncă foarte migăloasă, foarte gogoroasă, foarte complicată, da? Lucrul cu mintea umană poate părea la prima vedere ca fiind ceva foarte serios și greu și dificil și complicat și doar anumiți oameni cu anumite școli și anumite profesorate, doctorate, mastere și alte chestii pot să facă. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Oamenii au niște hârtii, unii au niște cunoștințe în plus, sunt alții care nu au hârtii, dar au mult mai multe cunoștințe, sunt oameni care nu au nici hârtii, nici cunoștințe, da? Sunt de toate felurile. Însă, ce vreau să înțeleg este că poți să lucrezi cu mintea ta fără să fi făcut nu știu câte mii de școli și sute de mii de școli și de ore și de clase și mai știu eu ce. Tot ce de făcut este să-ți folosești imaginația. Imaginația este aici la mijloc și imaginația este puntea aceasta de conexiune, puntea de legătură dintre mintea conștientă și subconștientă. Cum fac acest lucru? Dacă eu vreau să obțin un anumit rezultat în viața mea, atunci mă folosesc în mod conștient de imaginație pentru a putea să transmit această idee, această stare, acest crez pe care vreau să-l am, să-l transmit subconștientului. Asta nu înseamnă că dacă mie mi-e frică, da? Frica însemnând este o manifestare a unei imaginații care mi este scăpată de sub control. Frica vine de aici, controlul este aici. Da? Atunci când iau o frică, nu mă ajută să zic nu mi-e frică, 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 pentru că mi-e frică. Ok? Însă, ce pot să fac, pot în mintea mea, conștient, pot să creez un scenariu care să modeleze experiența prin care trec.
Și vă dau un exemplu. Costică, lui Costică este frică de pisici. Da? Nu contează dacă sunt mici sau mari. A văzut pisici, instantaneu a început să țipe, să se urce pe lustră, că nu mai poate de frică de pisici. De ce? Pentru că în mintea lui, și anume în subconștient, există o anumită frică. Iar această frică, dacă stai să le iei pe Costică la bani mărunți și să-l întrebi, dar ce anume se întâmplă în mintea ta? De ce? Cum adică? Cum se corectează acolo informațiile? O să vezi că o să spună că își imaginează, că vede, că simte și ved, simt, trăiesc, mai știu eu ce, sunt doar variațiuni pe aceeași temă. Toate înseamnă de fapt că își imaginează. Doar că această imaginație îi se întâmplă, da? Îi se întâmplă, adică vine de la subconștient, este o imaginație care îi se întâmplă și nu este o imaginație pe care o creează, adică de la conștient la subconștient. Da? Deci îi se întâmplă. Sunt acele gânduri de care nu poate scăpa, în termeni mai chișmanțuhoși, așa se numește ruminație. Da? Acum, când Costica al nostru suferă de fobie, el nu are o ruminație, are o fobie. Ruminație este faptul că nu mă pot opri din a mă gândi la faptul că am o fobie. Aia e ruminație. Când mă gândesc în continuu, non-stop, vai ce problemă am, vai ce problemă am, vai ce problemă am, vai ce problemă am, aia este o ruminație, da? Adică rod în gol acolo, se rotesc rotițele mele în gol, continuu pe aceeași idee, fără să se schimbe absolut nimic. Ei bine, când Costică are un atac de panică sau de fobie, de fapt el ce face? Îi se întâmplă o imaginație, primește anumite informații de la subconștient care îi spun, da, prin intermediul acestei imaginații, îi transmit această cunoaștere, dacă vrei, că îl întreb, pe cum faci să-ți fie frică de pisici? Și îmi spune, păi eu văd cum se urcă, o simt, simt cum se urcă pe mine, da? Din start are această reacție. Chiar dacă nu se întâmplă. Această situație nu se întâmplă. Și atunci, dacă reușești să mergi mai departe, dacă ți se întâmplă chiar ție chestia asta, întrebarea maximă aici este care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Ok, vine o pisică, se urcă pe tine. Care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Ce se poate întâmpla maxim? Sigur, asta este mintea conștientă care gândește acest lucru. Dar puntea dintre cele două este foarte mică și spațiul dintre cele două e foarte mic. Astfel încât atunci când trăiesc această experiență, această senzație, eu pot, când îmi aduc aminte, desigur, pot să mă gândesc, ok, care e cel mai rău cu care se poate întâmpla? Și să presupunem că, de cea mai multe ori, frica ultimă este frica de moarte, de fapt, da? Despre asta vorbim, la asta se va ajunge. Și chiar și acolo pot să mă gândesc, ok, mi-e frică că mă va zgâria și mă va omorâ și mai nu știu ce, mă va mușca de beregată și mor aici. Mușca de beregată. Dar cum fac acest lucru? Cum ajung eu să-mi fie frică de chestia asta? Mi-imaginez. Da? Sau, dacă ar fi să pot să spun în felul acesta, spune, sunt imaginat. Da? Mi se servește o imagine, o informație de la subconștient. Subconștientul îmi transmite această imagine, această imagistică, cum că pisica vine, se urcă pe mine, mă zgârie, mă mușcă de beregată. Da? Tot asta e un film. E un film aici, în capul nostru. Bun. Acum, dacă știm care este filmul, putem să ne folosim exact de aceeași imaginație și să schimbăm datele problemei. Și făcând astfel, acționând în acest fel, schimbând datele problemei, automat se modifică și problema. Cum putem să facem asta? Păi aș putea să zic, ok, îmi imaginez cum vine pisica, se urcă și mă zgârie și mă nu știu ce. Sau pot să-mi imaginez că nu e o pisică. Pot să-mi imaginez că pisica vine și începe să se gudure pe lângă mine și nici nu mă zgârie, nici nu nimica. Îmi imaginez, oameni buni, totul e în capul nostru. Îmi imaginez cum vine acea pisică și am o reacție plăcută, relaxată, așa cum am văzut o mie de alți oameni că au o reacție când văd o pisică. Zic, ce scumpă e, ce drăguță e. Da? Pot să mă imaginez având această reacție. E bine, când îmi imaginez acest lucru de suficient de multe ori și cu suficient de multe detalii și claritate și intensitate emoțională, această imaginație controlată, conștientă,
va ajunge să o rescrie pe ceasta care m-a controlat până acum. Da? Deci, pot să îmi folosesc această putere a minții de a îmi imagina și să mă transform. Pentru că orice situație în care eu îmi imaginez ceva, în orice situație în care eu îmi imaginez ceva, de fapt eu sunt într-o mică transă, într-o stare de autohipnoză. Doar că, până acum, repet, când imaginația vine de la subconștient, într-un mod negativ, desigur, aici vorbim despre probleme, nu despre beneficii neapărat, dar când această imaginație vine de la subconștient, eu sunt subjugat de către această imaginație. E bine, pot să iau și să transform. Exact același lucru se întâmplă și când ești îndrăgostit. Este exact aceeași poveste. Da? Vine această imaginație de la, din subconștient care îți spune că ce minunată este această persoană de care tocmai te-ai îndrăgostit și mintea ta conștientă zice, nu e adevărat, că uite, are probleme sau, eu știu, n-are, nu știu ce, îi lipsește ceva sau are prea mult din nu știu chestie, da? Îi poate găsi cusururi. Dar subconștientul vine și spune, lasă, că nu e atât de important chestia, cusurul nu e atât de important, dar nu vezi cât de mult, la. Și ce facem? Creăm imagini în mintea noastră, creăm o poveste în capul nostru și ne imaginăm sau ni se transmite o imaginație de la subconștient care dorește o anumită satisfacție, o anumită împlinire. Această imaginație, repet, ea este pe pilot automat și foarte, foarte rar reușim să ne descotorosim de ea. De fapt, nu, aș putea să spun altfel. Foarte rar reușim să devenim conștienți de ea pentru ca apoi să ne putem descotorosi de ea. Pentru că nu poți să te eliberezi de ceva ce nu știi că ai. Mai devreme m-a sunat o doamnă care îmi propunea să lucrez cu cineva. Acest cineva era considerat, această doamnă considera că această persoană cu care ar fi vrut eu să lucrez, ea să lucrez eu cu ea, spunea că acea persoană are multe probleme și că are nevoie de ajutor. Și am spus, păi de ce nu m-a sunat ea direct? Zice, păi ea nu crede că are nicio problemă și când părinții îi spun să meargă să vadă un psiholog sau să se ducă la, să facă niște teste, niște analize, persoana respectivă spune, duceți-vă voi, că voi aveți probleme, nu eu. Deci, câtă vreme nu știi că ai o problemă, câtă vreme nu ești conștient că ceva e neregulă, că ceva nu e cum ai vrea să fie, n-ai cum să spui problema. Da? Aproape, nu e că niciodată, aș putea spune că aproape niciodată o transformare nu a apărut aproape niciodată din prea bine. Transformările de obicei apar în viața noastră în urma unor conflicte pe care le avem, în urma unor lipsuri, în urma unor dureri pe care le avem. Atunci ne punem problema, ar trebui să rămână așa sau să facă o schimbare. Ei bine, revenind la toată povestea noastră, în momentul în care noi vrem să lucrăm și să folosim autohipnoza, spuneam eu mai devreme, după ce am început să vorbesc despre Ana din Amaria și mai departe, că în momentul în care noi vrem să înțelegem o poveste, noi trebuie să ne identificăm cu acea poveste. Și de aceea v-am și redat acea poveste, pentru că am vrut să vă port, am vrut să te port în acea poveste. Și în momentul în care am început să povestesc, pentru ca tu să înțelegi ce spun, a trebuit să te transporți acolo în acea experiență. A trebuit să te transpui acolo și să fii acolo în acea experiență pentru a o putea înțelege. Da? Câtă vreme ea este neintegrată în sistemul tău, nu va avea niciun efect asupra ta, nu va avea nici nu va aduce prea multe informații, pentru că ești complet detașat de chestia. E ca și cum vine cineva și spune cât e prețul petrolului astăzi, dar dacă chestia nu are legătură cu tine niciun fel, foarte puțin probabil că o să se schimbe ceva la tine. Ei bine, pentru ca noi să putem înțelege informația cu care intrăm în contact, trebuie într-un fel sau altul să o personalizăm. Cum spuneam și la începutul emisiunii,
În momentul în care vrei să lucrezi cu autohipnoza, e important, 1, să știi cum să intri într-o stare de transă, de autohipnoză. 2, să știi cum să îți creezi sugestiile. 3, să fii deschis la aceste sugestii, în sensul de a te, de a le da voie să pătrundă în sistemul tău. 4, atunci când primești respectivele sugestii, fie că spui eu sunt sau tu ești, atunci când primești acele sugestii, este foarte important ca mintea ta să le ia și să le prelucreze și să le pună în practică. Acest lucru se poate folosi și fără o înregistrare audio, să zicem, deși trebuie să spun că este un pic mai complex sau mai dificil. Așadar, dacă vrei să folosești autohipnoza, sugestia mea este să îți faci o înregistrare 2-3 cu sugestiile pe care le vrei și să le asculți. Să te pui în acea stare de relaxare mentală și fizică și să le asculți, acele sugestii, cât durează, le 3, 4, 5, 10 minute, câte ori fi. Și în momentul în care asculți acea sugestie, nu doar că o asculți, dar să te proiectezi în ea, să dai voie acelor informații care vin, care vin către tine, către subconștientul tău, să le asimilezi, să simți ca și cum absorbi acea informație, ca și cum sugi acea informație de la sursă și o integrezi în sistemul tău și o manifesti în mintea ta. Cu alte cuvinte, dacă îți dai o sugestie că acum te joci cu pisica și te simți extraordinar și ai o stare minunată, e bine, e important ca acea informație să o transpui în fapt, în practică, în mintea ta, în capul tău, să o vezi, să o simți cum te joci cu pisica, cum se întâmplă acest lucru. E important să-l faci să fie cât mai real acest lucru, da? Deci nu doar că aud sugestia, dar o și transpun în fapt în mintea mea. Și făcând acest lucru, vei vedea că rezultatele nu vor întârzia să apară. Dar totuși rămâne întrebarea, bine, dar cum intru într-o stare de transă? Păi, sunt nenumărate modalități prin care poți intra într-o stare de transă și una dintre aceste modalități putem face chiar acum. Și haideți să facem chiar acum, uite, îți propun să faci așa, poți să rămâi cu ochii deschiși, dar funcționează mai bine cu ochii închiși. Și anume, hai să zicem și facem așa, de dragul meu, acum închide ochii, mă poți auzi în continuare, dar închide ochii și relaxează-i complet, relaxează-i total, relaxează-i atât de profund, atât de adânc încât ca și cum sunt complet și total relaxați, ca și cum nici nu mai sunt ochii tăi. Relaxează genele, ploapele, sprâncenele, ochii, globii oculari, nervul optic, întreaga suprafață la nivelul ochilor, complet și total relaxată. Ca și cum ai pune niște săculeți de nisip cald care creează acea senzație profundă de moale, de relaxare adâncă. Ca și cum i-ai acoperi cu ceva. Și vreau să-ți imaginezi acum cu toată puterea ființei tale să simți această senzație de relaxare profundă, adâncă, perfectă, completă, totală la nivelul ochilor. Și acum când știi că ai această relaxare, menține această relaxare, ca și cum ochii tăi ar fi lipiți cu superglu sau ca și cum ai avea o mască din aceea de pui pe ochi ca să nu te deranjeze lumina sau, cum am spus, chiar niște săculeți mici de nisip sau ca și cum ar fi o greutate peste ploapele tale și oricât de tare te-ai chinuit, te-ai străduit să-i deschizi, câte vreme menții această relaxare și câte vreme menții această imagine vis-a-vis de ochii tăi, îți va fi imposibil să-i deschizi. Când știi că ai această claritate a imaginii, a ideii, a acestei relaxări la nivelul ochilor, când știi că ochii tăi sunt complet și total relaxați, menține această relaxare acum și încearcă și vezi dacă poți să deschizi ochii fără să înlături relaxarea. Excelent. Nu mai încerca și lasă acum această senzație de relaxare pe care ai la nivelul ochilor. Dă-i voie să coboare din creșetul capului, prin chipul tău, prin gât, prin umeri, prin brațe, prin piept, prin spate, abdomen, prin picioare, până în vârful degetelor la picioare. Ca și cum cu fiecare expirație a ta,
încă un val de relaxare traversează ființa ta de sus până jos. Și nici măcar nu trebuie să te gândești la respirație, nici măcar nu trebuie să te gândești la relaxare, ci doar să știi că este așa, să-ți dai voie să vrei să fii așa. Ca și cum o întâmpini cu brațele deschise, ca și cum o primești în adâncul ființei tale. Pur și simplu dă-ți voie ca cu fiecare expirație, cu fiecare expirație să te relaxezi mai adânc, mai profund. Ca și cum cu fiecare nouă expirație pătrunzi mai adânc în sufletul tău, în centrul, în universul ființei tale. Ca și cum cu fiecare expirație dublezi relaxarea pe care o ai. Ca și cum ai coborâ câte o treaptă și încă o treaptă și încă o treaptă către acel centru al ființei tale unde doar tu poți fi. Unde doar tu poți pătrunde, unde doar tu poți exista. În acel centru al ființei tale către care te îndrepți acum și de care te apropii tot mai mult acum și poate chiar că ajungi acum în el. Iar aici, în acest centru al ființei tale, te simți în completă și totală relaxare mentală, emoțională, fizică. Te simți într-o stare de completă și totală siguranță și protecție, pentru că doar tu poți fi aici, pentru că doar tu poți exista aici. Și de asemenea, la acest nivel al ființei tale, simți acea senzație minunată, plăcută, o senzație pe care poate n-ai mai trăit-o de multă vreme, aceea de control asupra vieții tale. Poate că nu simți de prea multe ori acest lucru, această stare de control, ca și cum preiei și deții frâiele vieții tale, dar acum și aici, dă-ți voie să simți acest lucru. Și chiar dacă nu-l simți, prefă-te că simți. Imaginează-ți cum ar fi să simt acum că am control total asupra vieții mele. Imaginează-ți ce ar fi, cum ar fi și imaginează-ți cum chiar acum această senzație de relaxare și protecție, de siguranță și de control minunat, perfect și total asupra vieții tale, ca și cum te afli în acest spațiu interior unde totul este posibil. Și rămânând acum aici, în acest spațiu minunat interior, dă voie sugestiilor pe care le auzi, pe care le primești, dă-le voie să pătrundă în adâncul ființei tale, dă-le voie să prindă rădăcini profunde, puternice, adânci în mintea ta, în trupul tău, în sufletul tău, în spiritul tău. Dă voie acestor sugestii să pătrundă în acest univers minunat, în acest centru al ființei tale, în spiritul tău, și să creeze, să genereze toate schimbările și transformările pe care le dorești în viața ta. Simte acest lucru acum, dă-i voie să se întâmple, bucură-te de el și observă cât de minunat este să te poți transforma exact așa cum vrei. Iar acum am să număr de la 1 la 3, cu fiecare cifră pe care o rostesc, revii ușor, gradat, înapoi, aici și acum. Când ajung la 3, își reveni complet și cu fiecare pas pe care îl faci, toate acele sugestii pe care ți le-ai dăruit, pe care ți le-ai oferit, sunt din ce în ce mai puternice, mai clare, mai prezente în viața ta. Cu fiecare pas, cu fiecare cifră, sunt tot mai reale, mai puternice, mai concrete, chiar aici, chiar acum. 1. Revin ușor, gradat, înapoi. Simți trupul tău, simți brațele, spatele, picioarele. 2. Simți cum aleargă energia prin trupul tău, simți cum toate aceste sugestii pe care le-ai creat și ți le-ai dăruit acum sunt puternic și adâncă rădăcinate în ființa ta, în spiritul tău, în sufletul tău, în mintea ta, în inima ta. Iar la următoarea cifră, deschide ochii, trage puternic aer în piept și deschizi ochii către o lume nouă.
către o lume minunată în care ești exact așa cum îți dorești să fii. 3. Trage puternic aer în piept. Deschizi ochii și vezi cât de fantastic, cât de bine te simți. Excelent! Aceasta a fost o scurtă ședință de autohipnoză în bucata din mijloc, înainte să încep să număr de la 1 la 3, acolo poți să introduci sugestiile pe care vrei să le ai, pe care vrei să ți le dai. Dacă vrei să afli mai multe despre acest lucru, despre cum să folosești autosugestie, despre cum să folosești autohipnoza și cum poți să creezi sugestii pentru tine, sugestii care chiar să genereze transformare, atunci te invit să intri pe pagina mea, pe eugencpopa.ro, să te abonezi la newsletter. Săptămâna viitoare, marțea viitoare, seara, vom avea o prezentare gratuită despre această tehnică. Te invit să vii acolo și până atunci te rog să îmi scrii un mail pe contact@eugencpopa.ro să-mi spui cum ți-a părut această emisiune, cum ți-a părut această tehnică și desigur îmi doresc foarte mult să ne ajuți cu un like pe pagina noastră pe Facebook, un like la această pagină și această emisiune și, de ce nu, chiar să distribui mai departe și altora. Îți mulțumesc mult de tot, ne vedem săptămâna viitoare, până atunci, numai bine și rămâi fericit. Numai bine!